Ați fost convocați în ședință ordinară astăzi, 29 septembrie 2023. Vă fac cunoscut că toate materialele au fost avizate de comisiile de specialitate, avizate de secretarul Comunei de Legalitate. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Moțoc Costel, pentru a prezenta ordinea de zi și o să punem... Prima dată o să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimeni. Dăm citire. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2023-2024 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Pâncești ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Pâncești. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pâncești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Pâncești pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Apostu Mihaela ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2023. Proiect numărul 4, diverse. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Da, numărul 1. Are cuvântul domnul primar. Da. Zic și eu bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința de Consiliu în 29.04.2024. La punctul 1 aveam desemnarea doi consilieri din cadrul Consiliului Local Pâncești. În Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Pâncești. Școala cu personalitate juridică. Având în vedere prevederea articolului 87-88 din legea 161-2003, actualizată privind următoarele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea drepturilor publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevederea și sancționarea corupției. Prevederea articolului 96 litera B din legea Educației Naționale numărul 1 din 2011 cu modificări și completările ulterioare, respectiv articolul 4 Ordinul Ministrului Educației Naționale numărul 62-23 din 2023 privind metodologia, cadrul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație de Unități de Învățământ Preuniversitare. În temei articolul 196 litera A, articolul 197 în articolul 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului din numărul 57 din 2009 privind codul administrativ. Deci, dumneavoastră trebuie să propuneți doi consilieri care să aibă majoritate de voturi în Consiliul de Administrație a Școlii. Aș dori să atrag atenție consilierilor care sunt reprezentanți la școală, că nu e o reprezentare subiectivă, să zic așa, nu e cum am fi în Consiliul Parohial și răspunde preotul. Deci, Consiliul de Administrație decide cheltuirea banului public. Dacă la controlarele de la Curtea de Conturi, să presupunem, nu o să fie sperată, sunt deficiențe în inventare, în cheltuirea banului public, răspund consilierii autorizate cu directorul școlii și Consiliul de Administrație, care e acolo. Deci trebuie orice derapaj, dacă nu e, felicitări, anunțat în Consiliu, anunțat ca să prevenim actele de corupție, de cheltuiri ineficiența banului public, de eu știu, alte probleme care sunt la nivel de comun. Cam asta e. Deci rugămintea e să participați la fiecare ședință din Consiliul de Administrație, să aduceți la cunoștință întregului Consiliu, că de asta sunteți reprezentanții Consiliului, ca Consiliul să aibă cunoștință de ceea ce se întâmplă în Consiliul de Administrație a Școlii. Cam asta e. Faceți propunere. Propun pe domnul Arvinte și doamna Irimia. Dânsul cadrii didactice. Și profesor, director, și cunoaște ești toate problemele, toate situațiile. Colarii. Altă propunere.
Sunteți de acord? Ești din domeniu și... Sunteți de acord? Da, suntem de acord. Cine este pentru? Nu sunt de acord eu. Trecem la punctul 2, domnul primar? Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pâncești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Pâncești pentru anul școlar 2023-2024. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, să detaliem un pic... Evaluarea calității. Da, cea cu asta înseamnă evaluarea calității învățământ. Aș vrea să sugerez, domnule președinte și Consiliul Local, să fie ales tot un cadru didactic, să poată analiza calitatea învățământului. Dacă nu e cadru didactic, nu poate analiza calitatea învățământului. Și acolo, să, cu comisia din cadrul școlii, trebuie să vadă dacă calitatea este una bună, dar noi vedem în teren cam ce iese după 10-15 ani după ce termină. E cam târziu din primara. Din dreptate. E cam târziu din dreptate. N-aș vrea să... Contează și materialul din care... Da, e adevărat. Și materialul din care faci piesa, da. Și dacă căleala e bună, deci... Depinde și cum e tratat materialul. Modelarea, da. Poate n-ar fi cazul să amintesc în Consiliul Local, dar luând în calcul că suntem și filmați și ne mai vede mai multă lume. Vreau să vă spun că din 2022 și până astăzi, de când s-a înființat sistemul ăsta cu ajutorul social și mai ales acolo și cu bursă și cu tot felul de venituri sociale, calitatea umană, ca să nu zic învățământului, calitatea cetățeanului care e beneficiar de drepturi sociale, e... îndoielnic, ca să vă spun altfel, știți? Și vin cu niște aspecte care sunt vizibile. Deci toate apelurile la 1, 2 sau majoritatea apelurilor, 99%, sunt făcute de către aceste persoane care nu au o educație normală, cât de cât mediocre, nu spunem. Starea contravențională sau... faptele în rândul minorilor de stare contravențională, să zicem așa, de... Chiar infracțională. Cam toate, sau poate și mai mult. Dar nu putem ne decide dacă, am zis, de jos, nu putem decide dacă e infracțională sau contravenție. Bărganul din drept poate vedea. Dar din consultarea cetățenilor, cel puțin pe partea sociului, avem probleme cu copiii minori care, mă rog, fac acte care nu fac cinste comune, să zicem așa. Am început un demers cu protecția copilului, cu poliția, să monitorizăm cazurile astea care derapajele, să încercăm să redresăm situația. Nu sunt multe zone, un singur punct mai fierbinte acolo, dar nu trebuie lăsat să scăpe situația de sub control. Și na, trebuie îndrumați, educați și în spiritul muncii. Că ei, dacă au avut părinții social vreo 30 de ani, copiii tot meseria asta de social și-o alege. Deci ar trebui să îi drume către o meserie, către o activitate care are, eu știu, îndelernicire. Copilul să lua de mic, da? Facă toți doctor și aviator și scriitor, da. Sunt meserii pentru că e criză de forță de muncă și un dulgher sau, știu, un, la umbrăresc cu ea 2000 de euro pe lună. Ia mai mult decât un profesor cu un gradul. Deci, un sudor atâta. Și atunci, luat de copil, domnule, poți să-ți faci un viitor, o familie, să ăsta, da, să vezi ceva. Așa, dacă stai și aștept socialul de 150 de lei de persoană și mai faci 3 zile cu ziua, dacă nu mai ia cineva, că s-o... s-au automatizat, s-au chimizat agricultura, bătrânii au lăsat viile părloagă, pensionari nu mai sunt cu cam de acolțul, s-au foarte puțin, omul nu mai lucrează, trebuie să se orienteze. Discuta acum vreo 7-8 ani că vor fi cel puțin 7-8 milioane de meserii, de locuri de muncă, care acum 5-6 ani nici nu existau. Și e adevărat, acum sunt locuri de muncă care... Așa și cu ăștia care se leve acum. Trebuie îndrumați neapărat toți în IT și în ăsta, că dacă știi să joace jocuri pe calculator, zici că lucrează în IT. Trebuie să, acolo,
care e bun, e bun, restul să se dea că trebuie să meargă și pe meserie. Că, mă rog, nu forțăm lucrul, da. Și dacă toți termini facultăți și sunt analfabeți și nu știu nici meserie, iar e grav pentru societate, pentru comunitate. Da, propun. Mai propun. Da, eu propun pe doamna Paula Ilunia și așa se leagă cu prima funcție și provine din învățământ. Foarte normal. Da, mi se pare normal. Altă propunere? Poți pui un mecanic să evalueze învățământul. Tot doamna Ilunia. Supunem la vot. Mai cine vot? Este pentru? Da, exact. Deci rămâne doamna Ilunia. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Apostu Mihaela ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2023. Da, inițiator Primarul Comunei Puncești. Sunteți de acord? Da. Dacă pot să zic, așa cum ați stabilit în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, în ordine alfabetică, cum doamna s-a căsătorit, acum e cu A, nu mai este cu... Era bun dacă urmează dumnea ei pentru următoarele 3 luni. Prindeți și cu A când... Da, să aveți două. Și vedea după zabă, prinde ea cu A. Cine este pentru? Vreau să vă mai aduc la cunoștință un aspect, că pe lângă comisia care am votat-o cu toții, mai e o persoană, un funcționar public din cadrul primăriei, care e reprezentantul primarului. De la majoritatea ședințelor, când o să fiți convocați, dacă primarul e ocupat, trebuie să vină un reprezentant al primarului, în speță la noi, doamna Barbu Raluca, cum mai fost și în anii anterioare, care duce la cunoștință primarului și viceprimarului, sau, rog, după caz, cine e pe funcție. Ca să știți cum lucrează comisia. Diverse? La diverse avem două cereri, prin care vă aduc la conștiință că subționatul Andronai Claudiu din Comuna Pâncești, sat Fundul Văie, oft un lot dat de către fosta conducere, că erau mulți frați și situații financiară precară, cu un lapt, ai să mai ai dat un lot să-și facă casă la Fundul Văie, în planul 2, acolo, în a doua stradă. El a plecat și el a, adică a început casa, a construit ceva, acolo cât a construit, nu știu până la ce stadiu, un velit, a construit, și a vândut imobilul respectiv lui sora lui, lui Busuioc Loredana. În paranteză, Andronache, deci Andronache era de fapt. Acum, noi pe hotărârea de Consiliu și pe planul de urbanism îl avem pe Andronache Claudiu. Punem spre dezbatere în Consiliul Local ca să fie înlocuită hotărârea de atunci cu una actuală, prin care terenul de sub casă, că ei cu casa s-au înțeles cu imobilul. Că am mai avut cazuri și pe unii concesiunile pe la Dineț, când s-au vândut numai construcția și terenul ia primăriei și am făcut delegare de concesiune sau, mă rog. Aici e cu titlul gratuit și Consiliul Local a trebuit loturile astea pentru casă, fără drept de vânzare a terenului. Deci timp de 10-15 ani sau nu știu, e prevăzut în contract acolo. Rugămintea mea e să analizați și să decizi, pentru că și Busuioc cu Irinels, cu Loredana, cu sora lui Claudiu, cheltuie bani acolo, investi și vor să aibă și ei acte pe casă ca să poată să fie proprietari. Cam asta e. E legal? E foarte legal. Cum se spune? Fie de cu omul. Îi ajutăm atunci dacă e legal. E legal? Fiind teren dat de comună. Da, mai mult decât atât, amândoi cetățeni sunt a comunii Pâncești, din aceeași familie. Ei și-au făcut, s-au înțeles, atât că nu aveau documente de pe teren. Și vrem să le facem că avem o extindere de energie electrică și ne trebuie și acolo autorizație. Și acum nu puteam da autorizația pe, ca și casă pe numele lui Claudiu, dacă el și trebuie să le facă de să reconsideră. Supunem la vot, dacă e legal și corect. Da, legal, da, suntem de acord, nu? Așa pleacă toți din sat. Da. Păi... Da. Casa aia lor, tot la divers aș vrea să mai completez, nu știu câți din dumneavoastră ați
văzut pe rețelele de socializare sau în deșteptarea că luni, săptămâna asta, pe 25, am mers la București și am semnat finanțarea pentru sistemul de canalizare pe Tresuri Fundovăi în valoare de 19.500.000 de lei, deci 195.000.000 vechi. Tot în aceeași zi a mers și domnul primar de la Răcăciuni, care a avut 12 milioane pentru infrastructură și primarul de la Bucă. Și în aceeași zi am fost trei primari. Mai e o sesiune, nu știu când, joia care vine. Am fost primar, a fost 50-60 din țară. Acum rugăm la bunul Dumnezeu să le putem și implementa. Sunt semnate finanțările. Probleme pe implementare, dacă o să apară, sperăm să le depășim, să sunt soluții, să avem un mediu cât mai curat și să nu mergem anacronic, adică întâi să facem șosele și după aia să le spargem, să facem canalizare. Constructorul ăla, acum sunt legile, acum n-am emoții că nu va fi constructor bun, pentru că sunt analize foarte severe și îi elimină pe cei care sunt scriuți și nu au putere să fac lucrarea la final. Mai grav dacă sunt întârzieri din diverse motive, că sunt foarte multe comuni care au pe Poim, de exemplu, cum e și Răcăciuniu, Leniu, Hemeiușu, care sunt lângă oraș, au pe Poim și sunt proiecte de 5-6 ani în urmă și constructorul care ar trebui să le ia pierde 1.000.000 de euro să se înscrie la lucrare și nu se înscrie niciunul. Deci la noi lucrarea e proiectată acum recent. Dacă demarăm pașii în mod normal și nu se întârzie nimic, și, adică nu sunt contestații pe licitație, nu sunt anumite chestii care să amâne 2-3 ani începerea execuției, n-ar fi probleme și zic că ar fi un lucru bun pentru comună. Dar banii de ce se pierd? Din cauza inflației sau de ce? Da, din cauza că a fost proiectul subevaluat și dacă el e făcut de 5-6 ani în urmă și nu s-a scos la licitație și toți s-au amânat sau s-a scos și nu a venit, toți care vin și procesează, chiar am discutat cu un constructor, el pierde 3-4 milioane de lei, 1.000.000 de euro. Sunt valori mari. Valori mari, evident, cu stronsoane să strășteze. Da. Timp să de da, noi n-am avut. Sunt multe comuni care au așa probleme de cauza inflației prețului, pentru că acum 5-6 ani era salariul minim 1.700 lei și acum e 4.000 și ceva în construcții, dublu aproape. Deci firma respectivă trebuie să acoperi cheltuielile. 20 de miliarde, trebuie 40. O lucrare care și noi trebuie să o actualizăm, dar mă vedea la ședința următoare, e sistemul 3 de apă, care printr-o formă de inflație, o să venim atunci cu devizi generală și cu astea. Tot la fel, n-am făcut-o că am întârziat cu niște expertize, cu avizări, cu asta, și abia acum suntem pe depus documentația la Consiliul Județean pentru avizul structurii și o să emitem săptămâna asta sau cealaltă cel târziu autorizația de construcție și să putem scoate, da ordine de începere. Și înainte de da ordine de începere, trebuie să actualizăm printr-o formulă stabilită prin ordonanță de guvern, să actualizăm deviz general. Și îmi pare că e a doua sau a treia actualizare. Și am văzut și pe la alți colegi, la alte primării, tot actualizați și treaba nu faci. Că dacă a fost subevaluat proiectul de la început, dacă, nu știu, diverse motive care constructorii nu se înscriu. Și dacă nu se înscriu și să consumă o sesiune de licitație care durează câteva luni de zile, ai obligația să actualizezi iar la prețul zilei proiectului. Noi sperăm că poate nu intra în situații genul ăsta și vom face lucruri bune cu unul ăsta. Cam asta. Dacă vreți să întrebări, vă stau la discuție. Da, două probleme. În primul rând, sunt să felicit pe domnul primar pentru marea realizare. Este o mare realizare să obțineți finanțarea pentru canalizarea de pe zona de nord a comunei. Și am văzut că sunt patru aprobări, nu? Parcă, da? Deci, în atâta comună, o mare realizare. A doua problemă, aș vrea să întreb pe domnul primar, cât polițiști sunt în comună? Sunt trei polițiști la postul. Eu nu aș putea să cere suplimentare, pentru că
zona, cel puțin pe zona de Noda Comunii, oamenii se plâng că noaptea este o activitate, mai ales că e lună plină, o activitate mai ceva decât ziua. Da. Și cam oamenii care nu au terenul și nu au muncit deloc, că se aprovizionează pentru iarnă. Sunt foarte bine aprovizionați. Da. Foarte mai ridicat s-a aprovizionat. Da, o să patrulez mai des în zona aia. Degeaba, dar e frigă să bună, deci oamenii se plâng că se dispare recolta. Da, și ar trebui să intervenim și noi cu baza oștească sau cu poliția comunitară, care nu avem. Asta. Deci noi ne-am cam zgârcit să facem investiții, trebuie să recunoaștem și aspectul ăsta. N-am angajat poliție comunitară, funcționare avem la limită, ca să faci 10 proiecte care sunt de rulare acum cu funcționare care avem și cu și să menținem comuna în stare de siguranță a cetățeanului și a culturilor și asta. Ar fi trebuit să găsim o soluție să angajăm și noi unul sau doi. Dar în cazul în care o să fie investiția prea mare, poate, la fiecare ieșire se pune câte o cameră? Până în așa ne-ar trebui supravegheate, de exemplu. Măcar la intersecțiile mari. Da, putem face. Dar se poate supraveghea, de exemplu, pe cineva cu reclamație, o să prindem în bugetul pe la un plan de achiziții să, cum să amenez, doamnă secretar, să prindem 4, 5, 7 camere de luat de vedere. Și în anumite locuri unii suntem noi că sunt vulnerabile. Da, da, asta e mai ușor. Îl vezi la ora 9. Eu am prins pe cineva, nu dau nume, era ora 11. Și am ieșit înainte de la ora, să luăm carna caldă, adică n-ai tu, era din sfârșit. Un alt aspect, domnul, mult să plâng, chiar și în cadrul didactic, am înțeles că au făcut sesizare, copiii din zona de nord a satului Soci, nu ne fac minuni pe acolo. Sparg geamuri, intră în casă, înjură, înjură. Domnul profesor, într-adevăr, să plâng, dar e și rodul muncii în dânsul. Deci trebuie să vedem și în educarea copilului intervine prima dată părinții până la cei 7 ani de acasă sau 4 ani, că de la 4 le educatoare am primit. Deci trebuie văzut. Doamna educatoare, când l-a avut de la 2 ani, ce-a făcut? Da, profesor, da, învățător. Sunt copii deci, care nu mai interesează la profesorilor pentru că nu vin la școală, nu au fost niciodată la școală. Da, e adevărat. Unii se abandon școlarul, acolo trebuie să luăm măsuri, primăria, prin protecția copilului, poliția, să vedem ce putem face. Noi am încercat și încercăm și la ora actuală să... Acolo unii trebuie să instituționalizăm, să-i dăm la școli speciale, dar pentru asta trebuie să decadă din drepturi părinții. Și sunt părinți care nu pot fi decăzuți din drepturi. Da, nu dăm nume că nu e corect, dar... Deci nu pot sub niciun motiv și eu am fost chiar personal la câteva anchete mai în an de urmă și am amenințat pe cineva că îi luăm copilul, am crezut că își aștept plâns și o scluață. Deci n-avem nicio treabă, îmi luai un sac de paie de pe prispe, deci nu, o scluață, nu e. Eu am zis că, bă, s-au apucat de plâns, că n-au de că iei copilul. Bine, poate de pământ, că acum să vezi. Nu, nimic, nicio problemă, deci... Când aproape nu știi ce tratament să mai aplici la anumite familii să redresezi situația, știți. Uite, n-am nevoie de ăsta. Da. Da, e adevărat, sunt niște probleme, dar nu o să atât de grave și sperăm că le putem rezolva să nu chiar să părăsăm satul acum pentru 3-4 cazuri. Că acolo pe familie de acum 50 de ani, o singură familie, descendenții dintr-o singură familie care creează probleme și nu putem pentru poliții punem haină pe foc, deci nu mergem mai departe, vedem, luăm măsuri. Dacă început, nu se extinde fenomenul. Da, da, înțeleg ce spuneți, dar e încet, încet, eu zic că redresăm situația și acolo, am monitorizat și cu poliția, fiecare caz în parte, au fost chemați și de noi și de poliția, am consiliat, avem psiholog, consilier, care să le umbli la creier, să-i îndrume pe drumul cel bun. Aveți încredere în... echipa noastră, că o să fie bine. Eu să mă luat ce mi-au semnalat oameni. Da, da, vă mulțumim pentru... Da, eram în cunoștință de cauză, dar e foarte bine că s-o discutat și în Consiliu. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că ieri s-au pus în funcțiune panourile la Soci, la sistemul de apă. Și după cum știți, majoritatea noastră, că ca să
fiind prosumatori, trebuie să avem un contor cu dublu sens, adică și ei din rețea se înregistrează și ce dai la fel se înregistrează, da. Până când devii prosumator, până se aprobă documentația, până dosarul, durează poate o lună, două de zile. Acum, ieri am discutat cu cei care au montat acolo, l-am trimis astăzi pe Marin de la Pavelicianul nostru să-l instruiască, să folosim la maxim curentul care se produce, adică să-l cam consumăm 99,9%, pentru că am înțeles că ce intră în rețea acum, înainte de a se contoriza, se contorizați pe ăsta care lei, crește, adică într-o cuvânt îl plătești la dublu. Că ieri m-am dus acolo, soarele producea curent prin panouri și pompele stăteau, cum mersă să noapte. Și acum am spus că în fiecare seară, până când punem un sistem din ăsta cu ceas care să se regleze automat, în fiecare seară se va opri de la stâlp curentul, să nu mai avem noapte niciun fel de curent, să mergem numai ziua ca să putem consuma curentul din panouri care produce panouri. Dacă cumva se întâmplă de în vă dimineață nu e apă, să nu explodeze lumea, să înțeleagă că nu avem altă soluție. Că e posibil, ori să... El toată ziua trebuie să umple și pompe, dacă funcționează 8-9 ore pe zi, dimineața până, eu știu, de la 8:30-9 până la 5. Sunt două posibilități. Ori să umple bazinul și să le oprească pe la 4, că iar noi bine, că am... Dacă se opresc la 4, atunci o să ne pornim pe la 9 dimineața și să meargă până la 6 seara, când e soarele mai puternic. Sau dacă nu au curent suficient să umpli tot bazinul, cu tot cu consum, că ziua trebuie să umpli și bazinul pentru să aibă noaptea și consumul din ziua respectivă. Nici consumul nu mai e. Dacă ne orientăm, dar am mers întâi pe varianta să mergem numai cu o pompă, dar noi avem panouri pe fiecare pompă și atunci nu o să separat, nu trebuie să meargă amândouă pompe. Și atunci am luat să meargă când e soarele mai puternic și în cursul zilei. Dacă nu ajunge, vom vedea. Da, sperăm că acum de mâine sau de luni se apucă și la Pâncești aici la sistemul ăsta de apă. Să sperăm că vom face o reducere mai consistentă la factura de apă și să putem menține sistemul de apă viabil. De la noi, de la 27 de milioane, am ajuns la 3 milioane de lună. Da, da, eu... Da. Este invertorul care îi controlează, domnul primar, toți... Stăm, aveam și noi invertor bun, dar... Ăla e și cel mai scump, că e o tehnologie modernă. Acum am pus să supraînălțăm gardurile, să punem camere de luat vederi, că să nu ne trezem într-o noapte, că rămânem da, cu pompele. Și atunci poliția o să ne ia la întrebări, de ce nu avem un sistem de fracții, sistem de monitorizare. Da. Ședința de azi. Mai sunt probleme? Succes în activitate. Vă mulțumim pentru participare.